Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Avem un anunț important să facem, în special pentru toți chișinăuienii. Chiar dacă campania electorală nu s-a terminat, avem un candidat pe care vrem să-l felicităm din raza municipiului Chișinău. Este vorba de Grătiești, unde candidatul platformei DA a intrat în turul 2, doamna Olga Caraman, și vom depune tot efortul ca doamna Caraman să devină primar la Grătiești. Dar astăzi vrem să facem un anunț important legat de activitatea platformei Demnitate și Adevăr în viitoarea componență a Consiliului Municipal Chișinău. Și avem un anunț important să-l facem, cred că îl va face domnul Victor Chironda. Ceea ce pot până a vorbi domnul Chironda, să vă anunț că platforma Demnitate și Adevăr va fi reprezentantă în Consiliul Municipal Chișinău de domnul Victor Chironda și el va face anunțurile ulterioare referitor la activitatea noastră în Consiliul Municipal Chișinău. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc colegilor din platforma DA pentru faptul că mi-au acordat această încredere și m-au susținut în campanie electorală. A fost o campanie bună, a fost o muncă de echipă și acum avem sau începem o nouă etapă în activitatea noastră. Peste 10.000 de chișinăuieni care m-au votat au demonstrat că vor un primar profesionist, competent, pro-european. Mulțumesc tuturor alegătorilor care mi-au acordat suportul. În continuare, voi depune tot efortul pentru a monitoriza strict activitatea primăriei și a Consiliului Municipal și voi continua să promovez soluțiile bune pentru Chișinău. După cum a menționat și domnul Plângău, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, eu voi exercita mandatul pe care l-a obținut platforma DA și în exercitarea acestui mandat în CMC voi avea următoarele priorități. În primul rând, promovarea și asigurarea transparenței în procesul decizional din primărie. Orășenii trebuie să cunoască cum administrația lui Ivan Ceban cheltuie banii publici și îmi asum să fac maximum posibil ca să explic oamenilor cum în realitate se cheltuie banii lor. A doua prioritate este sprijinirea și suportul societății civile. Voi colabora și voi ajuta toate grupurile de activiști, organizații neguvernamentale, lideri ai comunităților locale care luptă pentru soluționarea problemelor din oraș. Și cu părere de rău, foarte des luptă chiar cu primăria și instituțiile municipale. Voi oferi tot suportul în calitate de consilier municipal pentru a ajuta aceste grupuri de activiști locali. Și a treia prioritate este promovarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare durabilă a orașului. Elaborarea planului urbanistic general, a planului de mobilitate urbană durabilă, a strategiilor și reformelor sectoriale. În special, voi promova reforma primăriei, reforma sistemului de transport public și implementarea și dezvoltarea infrastructurii pentru transport alternativ. Sunt proiecte pe care le-am început acum 4 ani, sunt proiecte pe care, din păcate, au fost puse în sertar de către primarul Ceban și au fost date uitării și sunt proiecte la care trebuie să revenim și trebuie să asigurăm dezvoltarea lor și implementarea lor. Chiar dacă primarul refuză să promoveze aceste proiecte, noi vom face totul ca să le promovăm și ele să fie realizate. În activitatea mea voi depune tot efortul ca să arăt oamenilor fața reală a lui Ivan Ceban și a administrației sale, bazată pe corupție, interese înguste de partid și incompetență. Voi arăta oamenilor că Chișinăul merită și poate avea o administrație competentă, onestă și bine intenționată. De asemenea, după cum am menționat anterior, îmi asum să-i cunosc pe toți cei peste 10.000 de chișinăuieni care mi-au acordat votul. Vă încurajez în continuare să mă contactați, să îmi scrieți pe rețelele de socializare, pe e-mail, pe telefonul personal, să mă opriți în stradă dacă mă recunoașteți și mă vedeți și să discutăm.
vreau să vă cunosc, vreau să vă cunosc problemele și vreau împreună să găsim soluții pentru aceste probleme. Împreună ne vom pregăti pentru alegerile locale următoare. Lucrul abia începe. Vom continua să muncim pentru a construi un Chișinău european. Vă mulțumesc foarte mult! După cum vedeți, noi deja vrem să ne apucăm de lucru. Sunt foarte multe probleme de rezolvat în capitală și în întreaga republică și în această perioadă de timp, imediat după ce vor fi finalizate alegerile locale din turul 2, vom începe consolidarea tuturor segmentelor, oamenilor, inclusiv vom face apel către alte partide politice, organizații non-guvernamentale să demonstrăm o administrație calitativă la nivelul autorităților publice locale. Asta se poate. Avem în Republica Moldova oameni competenți și ne bucurăm foarte mult că în primăria municipiului Chișinău locuitorii municipiului Chișinău vor avea un reprezentant onest, profesionist care va reprezenta interesele tuturor cetățenilor municipiului Chișinău. Îl salutăm pe domnul Chironda, am făcut o campanie bună, onorabilă, cinstită, corectă și am găsit coeziunea necesară între domnul Chironda și echipa platformei DAS și ne bucurăm foarte mult că în continuare va fi o voce puternică care pe de o parte va reprezenta cetățenii locuitorii care și-au dat votul pentru domnul Chironda, pentru platforma DA, dar și principiile care au stat la baza acestei campanii electorale în municipiul Chișinău, dar și în întreaga Republică Moldova. Fără corupție la primărie, proiecte doar bazate pe interesul cetățeanului și cât mai mulți oameni în administrația publică locală care știu ce înseamnă administrația publică locală și cum să rezolve problemele cronice ale comunităților noastre. Mulțumim și în perioada următoare vă anunțăm că inclusiv săptămâna asta vom organiza mai multe conferințe de presă legate care au tangență nemijlocit cu interesul național. Ce vom face mai departe ca formațiune politică și cum vom începe procesul de consolidare a unei alternative pro-europene puternice, mai ales ținând cont de analiza pe care am făcut-o în urma acestor alegeri locale din primul tur. Mulțumim și mulțumim. Dacă nu sunt alte întrebări, ne vedem cu prima ocazie.